După ce săptămâna trecută se așteptau avizele pentru materialele de construcție, acum a apărut o altă problemă, managementul traficului. Deși au trecut câteva luni de când s-a câștigat licitația, consultantul dă asigurări că lucrarea este în grafic. Ion Tudor, șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu, nu știe când vor apărea utilajele pe drum. Suntem la ședința săptămânală de progres cu consultantul și cu constructorul. Sunt acele proceduri care își urmează pașii, se lucrează la reparații și dumnealor s-au angajat că în graficul pe care l-au promis vor face lucrările. Au primit avizele pentru acele materiale? Au primit. Sigur că da. Totul este avizat. Mai e problema managementul de trafic care se aprobă la București, dar nu sunt probleme că lucrările începătoare se pot face, reparațiile, și cred că în 2-3 maxim vine și managementul de trafic. Deci în 3 zile vor apărea utilaje? Nu știu dacă utilajele, neapărat utilajele. Oamenii se organizează în funcție de, pentru că mai au câteva modificări, de ridicări topo și acea linie roșie a drumului care a suferit câteva modificări. Reprezentanții de la drumuri Târgu Jiu recunosc că lucrările sunt întârziate și mai mult decât atât au și o explicație. S-a întârziat un pic, pentru că e mai ușor să faci un drum nou decât să te apuci după ce au stricat alții. În acest moment se face ceva pe drum? Reparații. S-a terminat cu semnalizarea și se trece la reparații. Okay. Se lucrează la reparații. Lucrează de 3 zile. Lucrările drumului Rovinar-Bumbejiu ar trebui să dureze 18 luni, iar valoarea contractului este de 117 milioane de lei noi.